Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România la știrile dimineții. Începem jurnalul orei 9. Iată informațiile momentului. România trece din nou prin zile de caniculă, cu temperaturi de până la 40 de grade Celsius în sud și vest. Probleme sunt și în alte țări din Balcani. Grecia și Bosnia se confruntă cu incendii de vegetație extinsă. Peste 3 milioane de pensionari își vor primi pensiile recalculate, adică mai mari, de la 1 septembrie. Pentru o parte dintre ei, deciziile au început deja să vină prin poștă. Facem calculele și dăm exemple de majorări imediat în jurnal. Șefa secției de terapie intensivă de la Spitalul Pantelimon a fost audiată aproape 6 ore de procurori în cazul morților suspecte. În paralel, anchetatorii așteaptă rezultatele necropsiilor în alte 5 cazuri. De 200 de ruși evacuați din regiunea Kursk au ajuns la Moscova. Ei sunt strămutați din regiunea atacată de Ucraina, situată la 500 de kilometri de capitala Rusiei. Autoritățile ruse pun la punct sute de centre de cazare temporară. Sunt zile caniculare pentru jumătate din țară. Astăzi, zona aflată sub cod portocaliu de caniculă se mai restrânge. Rămâne însă în vigoare pentru 7 județe din sudul și vestul țării. Capitala și alte 14 județe vor fi sub cod galben, cu temperaturi de 40 de grade Celsius la umbră. În continuare, un cod portocaliu se va mai restrânge un pic arie, va rămâne în vigoare doar în Banat, sudul Crișanei, sudul și sud-vestul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Maximele în continuare 38-40 de grade în aceste zone și minimele în general 21-22 până la 24 în dealurile de vest. Codul galben se va extinde în cea mai mare parte a Transilvaniei și va rămâne în vigoare în nordul Crișanei, în nordul Olteniei, în vestul, centrul și sudul Munteniei, acolo unde maximele vor fi în general de 35-37 de grade. Și în zilele următoare se mențin temperaturile ridicate, iar pentru data de 15 august de Sfânta Marie vom vorbi despre un cod portocaliu pentru Banat, sudul și sud-vestul Olteniei, sud-vestul Munteniei. Temperaturile în continuare foarte ridicate, 38-39 de grade, iar pentru zona Crișanei, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, nordul Olteniei, vom vorbi despre un cod galben și în aceste zone temperaturile maxime vor fi de 35-37 de grade. Și în acest context, numărul localităților în care consumul de apă este restricționat crește de la o zi la alta. Tot mai multe sate și orașe de pe Valea Dunării sunt afectate de secetă. În unele zone au secat chiar și cișmelele publice. Autoritățile din zonă spun că apa este tot mai puțină și pentru irigații, câmpurile sunt foarte uscate, iar incendiile de vegetație pot izbucni oricând. În orașul Dăbuleni, din județul Dolj, oamenii primesc apă potabilă în intervalele 6 dimineața și 12, apoi de la ora 18 la 24. Păi, dar ne luăm apă, normal, ne luăm apă în bidoane, ca la oraș. Deci fiecare are proviziile și le face, dar ni le făceam de aici și era bună că nu era cu calcar. A secat cântâna. Și apă potabilă de la... De aici. Și de la rețea? Este asta de aici, de la rețea, dar rețeaua acum vine pe poftă, e oprită. Ai oprită. Și cum vă descurcați? Foarte greu, în special cu băile. 3-4 localități vin și apă de aici. Nu vezi nicio cizme, nu mai curge, fântânile din curți au secat. E foarte greu. Din cauza secetei, foarte multe cișmele din Dăbuleni au secat, iar cele care încă mai au apă au în acest moment senzori de mișcare montați pentru a conserva resursa de apă potabilă, astfel că apa de izvor pornește în momentul în care omul se apropie de sursă. Canalele de irigație au din ce în ce mai puțină apă, spun reprezentanții administrației locale din comuna Călăraș, o altă localitate de pe Valea Dunării afectată de secetă. Nivelul Dunării a scăzut și există pericolul de a nu mai putea pompa această apă necesară agriculturii. Încă se face agricultură la Călăraș. Lipsa apei este vizibilă și pe câmpuri. Vegetația este uscată și autoritățile se luptă des cu incendiile. Avem de 2-3 ori pe săptămână astfel de incendii de vegetație, cum este și acesta. Lipsa apei se resimte în toată țara. Potrivit datelor de la Apele Române, sunt 311 localități în țară în care apa este furnizată cu restricții.
Specialiștii estimează că, până la sfârșitul acestei luni, coeficientul de umplere a celor 40 de lacuri de acumulare va scădea cu cel puțin 3%. Lacurile de acumulare au un rol important în alimentarea cu apă, atât a populației cât și a fabricilor și uzinelor, precum și în producția de energie electrică. O femeie a murit în urma incendiilor de vegetație din Grecia. Mii de oameni au fost evacuați din nordul Atenei, unde mai multe case au ars. Un pompier român este ușor rănit în urma intervenției. Regiunea Atica este una dintre cele mai afectate. Primim mai multe informații despre evenimentele din Grecia de la corespondentul Euronews la fața locului, Faidul Cherry. Τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ακόμα και δημόσια κτίρια που έγιναν στάχτη, αφήνει πίσω το πύρινο σε φιάλτης που συνεχίζεται στην Αττική. Η φωτιά από την οποία έχασε τη ζωή της και μία γυναίκα σε βιοτεχνία στο πάτημα Χαλανδρίου έχει κατακάψει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από δορυφόρο που επεξεργάστηκε το αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή και τα ζώα που απανθρακώθηκαν, τα σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες ξεπερνούν τα 100. Καταστροφές υπέστησαν και υποδομές, όπως το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και δημόσια κτίρια. Οι πυρκαγιές συνεχίζονται για τρίτη μέρα στην Αττική με πολλές διάσπαρτες εστίες και πολλές αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που παραμένουν. Από την Ανατολική Αττική για το Euronews, Faithful Gary. Un puternic incendiu de pădure a cuprins un munte dintr-un parc național din Bosnia-Herțegovina. Guvernul de la Sarajevo le-a cerut Serbiei și Croației ajutor aerian, mai ales elicoptere care pot arunca apă peste flăcări. Autoritățile anunță că deocamdată nicio zonă locuită nu este în pericol, dar incendiul afectează păduri neatinse de sute de ani. Zona care arde este considerată unul dintre principalele depozite de apă curată din estul Bosniei și Herțegovina. O mină a fost găsită ieri pe țărmul românesc, în zona localității Corbu. Ce s-a întâmplat cu dispozitivul? Vă spun imediat în jurnal. Șefa secției de anestezie, terapie intensivă de la Spitalul Pantelimon a fost audiată timp de aproape 6 ore la parchetul de pe lângă Tribunalul București, în calitate de martor în dosarul morților suspecte. Între timp, asistenta a făcut o nouă plângere privind activitatea secției. Un injectomat conectat la pacient a fost găsit sâmbătă scos din priză. Oficialii din spital anunță că au trimis și această plângere mai departe către parchet. Procurorii așteaptă între timp și rezultatele necropsiilor altor 5 pacienți, în cazul cărora au fost deschisă dosare de moarte suspectă în luna aprilie. Andrei Rotaru ne dă detalii. Bun găsit! Aproximativ 5 ore și jumătate a fost audiată șefa secției de anestezie terapie intensivă din Spitalul Sfântul Pantelimon, chiar aici la serviciul omorului. Nu a vrut să facă niciun fel de declarație nici la sosire și nici în momentul în care a ieșit din sediu. Ce este important de menționat este că aceasta a venit însoțită de avocatul său, asta deși are în momentul de față calitatea de martor în acest dosar. Ne uităm bineînțeles și la celelalte aspecte ale acestei anchete penale în tot acest timp, pentru că știm foarte bine, procurorii așteaptă în continuare să primească din partea medicilor legiști rapoartele finale pentru necropsiile efectuate în cazul a 5 pacienți care și-au pierdut viața în intervalul de timp indicat în denunțul care a pornit această întreagă situație. Așteaptă aceste documente finale care stabilesc, ei bine, cauza morții în condițiile în care medicii de acolo, de la Sfântul Pantelimon, nu au trecut în acte o cauză exactă a morții, așadar s-a pus în mișcare care procedura obișnuită în astfel de situații în care trupurile neînsuflețite sunt trimise pentru necropsie, iar apoi se întocmesc aceste rapoarte. Este o procedură care durează destul de mult timp, pentru că în vreme ce raportul preliminar care stabilește cauza probabilă a decesului sosește de obicei în decurs de câteva zile, rapoartele finale conțin inclusiv rezultate ale unor analize care durează destul de mult timp și care, bineînțeles, trebuie coroborate cu toate concluziile medicului legist care a efectuat necropsia. Vorbim între timp și despre o plângere nouă în acest caz, făcută de către o asistentă de acolo din spital. Ea s-a plâns conducerii de faptul că în cursul zilei de sâmbătă, pe 10 august, așadar, a găsit pe secția de terapie intensivă un injectomat conectat la un pacient, dar care era scos din priză.
În Franța și în Statele Unite, protocoalele le permit medicilor să întrerupă tratamentul în cazul pacienților care nu mai reacționează la acesta. Situațiile de acest fel sunt cele în care boli preexistente au pronosticuri foarte grave. Sau dacă pacientul a cerut în mod expres să nu îi se administreze tratament peste limite rezonabile. Situațiile au fost explicate în emisiunea Vocile care contează de medicul Radu Lupescu, președintele comunității medicale din clinica Rena din Strasbourg. La rândul său, doctorul Vladimir Beliș, fost director al Institutului Național de Medicină Legală, spune că medicii sunt obligați să acorde îngrijiri până în ultimul moment. Și în Statele Unite, de altfel, unde sunt aproape aceleași reguli, deci a fost emisă de altfel acum ceva timp deja de către Societatea Franceză de Reanimare, SHLF, care spune clar, deci sunt, din păcate, situații frecvente în reanimare în care pacienții sunt foarte ajung în stare foarte gravă și sunt într-adevăr un număr de decese și numărul dintre aceste decese survin atunci când echipa medicală își dă seama că nu mai poate cum să spun, nu mai poate continua îngrijirea pentru că nu mai folosește la nimic și atunci sunt mai multe cazuri. De exemplu, în primul, dacă boala care care a dus pacientul în reanimare este foarte gravă și știm că pronosticul acestei boli este foarte grav și că medicamentele pe care le administrăm nu ameliorează nimic. Asta este un caz. În al doilea caz este când bolile preexistente sunt foarte grave și știm că recuperarea este puțin probabilă a pacientului. Când starea generală a pacientului este foarte slabă sau când pacientul a formulat înainte de a intra în spital faptul că nu vrea să se continue o reanimare dincolo de rezonabil. Asta a permis, legea aceasta Leonetti care a fost votată în Franța, a permis tocmai să permită medicilor să pună un stop atunci când se numește încăpățânarea dincolo de rezonabil, dacă vreți. Deci, adică nu putem să administrăm la un moment dat îngrijire care nu folosește la nimic, care nu poate ameliora starea pacientului, care sunt unor proceduri dureroase. În general se ia această decizie împreună cu familia. Potrivit eticii medicale, medicul este obligat și potrivit jurământului hipocratic, medicul este obligat până în ultimul moment să acorde îngrijiri medicale chiar dacă observă că situația se deteriorează, pentru că oricând există posibilitățile revenirii la o situație mai ameliorată. Deci nu există în etica medicală situații în care medicul să spună eu aici mă opresc pentru că nu mai am ce să fac. Până când bolnavul respiră și inima încă îi bate, el trebuie să acorde asistență medicală. Nu poate să decide el că din acest moment eu mă opresc și nu mai fac nimic. Un azil din Snagov a fost închis după ce inspectorii de la Protecția Consumatorului au găsit alimente și medicamente expirate. Mai mult, centrul de îngrijire a vârstnicilor funcționa fără autorizație, iar beneficiarii erau cazați printre materiale de construcții. Inspectorii au găsit în dormitoare saltele murdare, în bucătărie insecte, iar în baie plăci de gresie și faianță sparte. Curtea azilului din Ilfov era plină de mașini abandonate, mormane de fier vechi și materiale de construcții. Inspectorii au oprit temporar activitatea și au amendat firma cu 25.000 de lei și au propus închiderea definitivă a centrului pentru bătrâni. Polițistul care a ucis-o pe Raisa, fata de 13 ani, pe trecerea de pietoni, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare. Decizia judecătorească definitivă vine la 2 ani de la producerea accidentului. În prima instanță, magistrații au decis pedeapsa cu suspendare. În plus, polițistul găsit vinovat de producerea tragediei trebuie să achite 700.000 de euro daune morale. Primim detalii de la Cristi Popa. Bun găsit. Decizia a fost dată de judecătorii Curții de Apel București. Este o decizie definitivă. Magistrații au decis condamnarea polițistului la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare, dar și plata unor despăgubiri morale în valoare de 700.000 de euro pentru părinții Raisei, tânăra de 13 ani ucisă, dar și pentru cealaltă tânără care a fost accidentată în urma impactului. De altfel, tragedia a avut loc la începutul anului 2022 pe strada la Minorului din București. Acolo
unde polițistul ar fi circulat cu mașina de poliție cu o viteză foarte mare, nu ar fi văzut trecerea de pietoni și nici pe tinerele care s-au angajat în traversarea străzii. Impactul a fost unul nimicitor. Medicii au reușit să o salveze doar pe cea de-a doua tânără, dar interesant în acest caz este și faptul că inițial magistrații judecătoriei sectorului 1 din capitală au luat o decizie inițială de condamnare la o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, nu cu executare. Acum decizia a fost întoarsă radical. La momentul respectiv, procurorii au stabilit că polițistul circula cu o viteză foarte mare pentru segmentul acela de drum, dar și că nu a acordat prioritate de trecere. Bărbatul care a atacat și a rănit cu un cuțit o fată de 11 ani în centrul Londrei este român, confirmă Ministerul de Externe. Atacul a avut loc luni în Leicester Square, o zonă aglomerată cu multe magazine, restaurante și cinematografe. Copila a fost transportată la spital cu răni grave, dar care nu-i pun viața în pericol, potrivit presei britanice. Mama și fetița erau turiste și inițial s-a crezut că și mama fetei a fost rănită. Poliția a declarat că nu există indicii că incidentul ar fi fost de natură teroristă. Presa din Regat scrie că românul în vârstă de 32 de ani nu are domiciliu stabil. El a fost reținut și este acum cercetat pentru tentativă de omor. O mină fluvială a fost descoperită pe țărmul românesc. În apropiere de Corbu, geniștii din cadrul forțelor navale au detonat controlat mina. Diana Sobaru ne dă detalii. Bun găsit tuturor! Alarma s-a dat chiar în timpul repetițiilor care aveau loc pe faleza din Constanța de Ziua Marinei. Imediat, echipe de scafandri EOD au pornit în misiune către Grindu Chituc. Vorbim despre scafandrii specializați în misiuni de identificare, cercetare și neutralizare a obiectelor explozive. A fost o misiune contra cronometru, o misiune riscantă, care s-a terminat însă cu bine. Scafandrii au identificat această mină ca fiind una antidesant, provenită cel mai probabil din zona de război. Este de altfel prima mină de acest tip care a ajuns pe teritoriul țării noastre. Până acum în apele teritoriale românești au ajuns mine marine care au fost neutralizate de asemenea de specialiștii de la forțele navale. Vorbim așadar despre o nouă provocare pentru marinarii militari, o provocare care apare iată în apropierea sărbătoririi Zilei Marinei Militare. Vorbim despre o perioadă în care sunt foarte mulți turiști pe litoral și o perioadă în care acțiunile forțelor navale sunt intensificate, se fac prin rotație, misiuni de cercetare pentru crearea de rute sigure pentru navele comerciale, dar și pentru navele militare. Așadar, o perioadă extrem de delicată pentru că marinarii militari și navele militare din dotarea forțelor navale sunt implicate în aceste activități de Ziua Marinei, care sunt menite să bucure publicul și să aducă la mare zeci de mii de turiști. Autoritățile ne dau asigurări că toate zonele din Marea Neagră sunt cercetate în acest moment și se creează culoare sigure pentru siguranța navigației, dar și a turiștilor. A fost vorba despre o mină tip IARM, pentru desant anfibiu fluvial și aș vrea să menționez că este pentru prima dată când acest tip de mină ajunge la noi pe țărmurile românești. De la începutul războiului și până în prezent, din februarie 2022 până astăzi, au fost în total neutralizate 105 mine în apele Mării Negre. Orice obiect cu o încărcătură explozivă este un pericol pentru noi toți. E o zonă, în prezent, o zonă de desfășurare a unui război, este în plină desfășurare acolo și e posibil să mai apară, dar de la începutul războiului din luna februarie 2022 și până în prezent, forțele navale române desfășoară sistematic împreună cu colegii noștri de la forțele aeriene și forțele terestre, precum și cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, desfășoară acțiuni sistematice de cercetare a spațiului nostru maritim și terestru din proximitatea graniței cu Ucraina pentru a preveni astfel de evenimente nedorite.
Mai este doar o lună până când elevii se întorc în bănci și multe școli sunt în continuare în șantier. La Iași, de exemplu, se construiește o școală modulară în stil norvegian. Este soluția cerută de părinți, profesori și elevi, pe care autoritățile o pun în aplicare. Asta după ce școala în care învățau aproape 1000 de elevi a fost închisă de urgență din cauza riscului seismic ridicat. În paralel, se lucrează la reabilitarea școlii, care funcționează într-o clădire monument istoric. Se lucrează de zor în curtea Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din Iași. În februarie 2023, clădirea a fost evacuată de urgență pentru că reprezenta un pericol pentru elevi. Acum, în curte, se construiește o școală nouă, modulară. În total, aici vor fi amplasate 161 de containere care vor fi montate pe două nivele. Vor fi 33 de săli de clasă, două laboratoare de informatică, o sală de sport, 6 grupuri sanitare și cancelarie. În România se pare că nu mai este o școală de acest tip. Este un sistem norvegian, acest tip de modul, de panou, cum se spune, cu un perete special ignifugat și izolat. Deci nu, suntem primii în acest sens. Să spunem un experiment, pentru că este prima școală modulară, mobilă, am putea să-i spunem. Ea poate fi mutată și pe alte locații. Recunosc că nu sunt adeptul 100% acestei soluții. Dar în cele de urmă am reușit să împăcăm și solicitarea profesorilor și a elevilor și mai ales a părinților și cred că am făcut bine în cele de urmă și cred că va fi un experiment reușit pe care îl voi continua. În paralel va fi reabilitată și școala închisă, monument istoric vechi de peste 130 de ani. Lucrările de consolidare și reabilitare se ridică la peste 162 de milioane de lei și sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Zilnic, pe șantierul clădirii monument istoric lucrează în medie 70 de muncitori. Vorbim despre o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați, iar cea mai afectată parte este aceasta, aripa de est a clădirii. În 2008 s-au început lucrări de reabilitare, însă acestea au fost abandonate în 2009. Școala modulară a costat 5 milioane de lei și va fi terminată cel mai probabil la sfârșitul lunii octombrie. Sigur că noi ne-am fi dorit să începem anul școlar la 9 septembrie aici în clădirea nouă, dar, cum vă spuneam, au fost multe etape, multe proceduri de licitație, perioade care trebuiau lăsate pentru termenele de contestare. Până atunci, elevii vor învăța după amiaza în clădirea unui liceu din Iași, așa cum au procedat și anul trecut. Gimnasta Ana Maria Bărbosu va primi medalia de bronz vineri, chiar pe esplanada Casei Olimpice din București. Medalia îi va fi înmânată de către Octavian Morariu, membru al Comitetului Internațional Olimpic pentru România, și de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Andrei Nourescu are informațiile. A venit în sfârșit confirmarea mult așteptatului moment, așadar Ana Bărbosu va intra în posesia medaliei de bronz obținută la Jocurile Olimpice vineri dimineață la 9:30, acolo în acea piațetă din fața Casei Olimpice, la doi pași de Arcul de Triumf, nu cel parizian, ci cel de acasă de la noi, dar în cadrul unei festivități în care, știu eu, se va încerca redarea momentului pe care Ana Maria Bărbosu l-a ratat, l-a pierdut la Paris în sala de la Palais de Bercy, atunci când a avut doar câteva secunde la dispoziție pentru a se bucura de respectiva medalie și de a flutura steagul tricolor și apoi fiind nevoită să își oprime toată acea fericire și entuziasm. Iată că vineri dimineața, cum se spune, se face dreptate și medalia va fi la gâtul Anei Bărbosu în cadrul unei ceremonii la care vor fi prezenți, evident, mai mulți membri din echipa olimpică a României, dar medalia îi va fi înmânată de către președintele COSR Mihai Covaliu și de către Octavian Morariu, care îi va înmâna această medalie în numele președintelui
președintelui Comitetului Internațional Olimpic, Bach, Thomas Bach, care probabil neputând să fie prezent la împuternici pe Octavian Morariu. Reamintim, Octavian Morariu este reprezentantul Comitetului Internațional Olimpic în România. Așadar, va fi un moment festiv, un moment cu siguranță emoționant și cred că Ana Bărbosu deja din aceste momente are mari emoții și abia aștepta să afle când va fi acest moment. Deși Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins solicitarea de redeschidere a dosarului finalei la Sol, Nicolae Forminte, fost antrenor al lotului național de gimnastică, crede că este prematur ca Ana Bărbosu să primească medalia. Eu simt că această medalie este undeva suspendată în aer și eu, ca să vă spun punctul de vedere, aș prefera că ea să nu ajungă fizic la Ana până când decizia nu va fi finală. TAS ar putea fi vizat de o nouă acuzație venită din partea Federației Americane de Gimnastică. Christine Brennan, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste sportive din Statele Unite, a anunțat pe pagina de X că, din sursele sale, Tribunalul de Arbitraj Sportiv nu a contactat oficialii potriviți din Statele Unite, în timp ce TAS se pregătea pentru apelul României de săptămâna trecută de la Paris. Se presupune că ar trebui să notifice ambele părți, dar au contactat oficialii greșiți din Statele Unite. Astfel, partea americană ar fi avut prea puțin timp pentru a-și pregăti apărarea. Federația de Gimnastică din Statele Unite a trimis abia duminică dovezi video despre care spun că ar justifica păstrarea medaliei de bronz de către Jordan Chiles, adică la o zi după ce apelul Anei Bărbosu fusese deja admis de TAS. Așa că Tribunalul Sportiv a considerat că au fost depuse prea târziu. După respingerea solicitării, partea americană a anunțat că va continua demersurile la Tribunalul Federal Elvețian. Tribunalul Federal Elvețian sunt admise mai puțin de 1% din cauze. Deci procentul de cauze care sunt admise e foarte, foarte mic. O să vă explic de ce. Pentru că Tribunalul Federal Elvețian nu va rejudeca pe fond această speță, această cauză. Tribunalul Federal Elvețian va observa doar dacă au fost îndeplinite în mod corect toate procedurile. Medalia de bronz va ajunge la Ana Maria Bărbosu în cadrul unei festivități speciale. În aceste condiții, Ana Maria Bărbosu își va primi medalia de bronz într-o ceremonie care va avea loc chiar săptămâna aceasta, a spus-o Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, medalia urmând să fie oferită de către Octavian Morariu, reprezentantul Comitetului Internațional Olimpic în România. Federația Română de Gimnastică a propus să fie acordate 3 medalii de bronz, 2 gimnastelor românce și una gimnastei din Statele Unite. Numai că, oficial, Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că ia act de hotărârea TAS și că va acorda doar Anei Maria Bărbosu medalia de bronz. Peste 3 milioane de pensionari vor primi pensii recalculate, adică majorate, de la 1 septembrie. Pentru o parte dintre ei, deciziile au fost deja trimise prin poștă și vă propun să vedem ce presupune această recalculare atât de așteptată de români, atât de cei care sunt deja la pensie, cât și de cei care urmează să ajungă la pensie, adică sunt în continuare în câmpul muncii. Și vă propun să începem prin a afla cum se calculează pensia după noua lege. Ea se calculează în funcție de valoarea punctului de referință și numărul total de puncte de contributivitate, puncte de stabilitate și puncte asimilate și imediat detaliem ce înseamnă aceste tipuri de puncte, pentru că ele sunt și în funcție de vechimea în muncă a celui care iese la pensie sau care deja primește pensie și care așteaptă acum această recalculare. Punctele de stabilitate au trei quantumuri în funcție de anii în câmpul muncii. Sunt trei situații pe care le întâlnim atunci când calculăm pensia pe care o vor primi cei 3 milioane de români de la 1 septembrie. Ei bine, pentru intervalul 26-30 de ani de vechime în muncă, atunci pentru fiecare an va fi acordat câte jumătate de punct. Cei care au între 31 și 35 de ani, inclusiv vechime în muncă, vor primi 0,75 de puncte pentru fiecare an și, respectiv, un punct pe an pentru cei care au mai mult de 36 de ani vechime în muncă. Haideți să vedem, în funcție de aceste trei situații, cum se calculează, de fapt, pensia. Pentru un pensionar cu o vechime în muncă de 25 de ani, am luat un salariu mediu pe durata activității de 2000 de lei net sau 3550 de lei
brut. Asta înseamnă că va primi 25 ori 0,52 puncte contributivitate, asta înseamnă 13 astfel de puncte. Dacă acum pensia sa este de 1281 de lei, ei bine, pentru că are o vechime de doar 25 de ani, pensia va rămâne la fel de la 1 septembrie. Situația se schimbă însă pentru cei care au o vechime mai mare de 25 de ani, pentru că statul ne încurajează să rămânem în câmpul muncii cât mai mult, asta și pentru că are nevoie de oameni care să contribuie la fondul de pensii. Cei care au o vechime în muncă de 35 de ani, cu același salariu calculat, am încercat să aflăm, vor avea, iată, puncte mai multe și primesc și puncte de stabilitate. Aici este acea parte în care statul ne impulsionează să rămânem în câmpul muncii, primim mai multe puncte cu cât muncim mai mulți ani. Dacă acum o astfel de persoană are o pensie de aproape 1500 de lei, după recalculare, adică de la 1 septembrie, pensia va crește până la 1980 de lei. A treia situație este cea în care vorbim deja de o vechime în muncă de până la 40 de ani. În acest caz, crește și numărul punctelor de contributivitate, dar și al punctelor de stabilitate. Dacă pensia actuală este de 1660 de lei, ei bine, după această recalculare, deja vorbim de o pensie de 2600 de lei pentru astfel de persoană, o creștere mult mai mare în proporție cu pensia pe care o are în prezent. Însă, vorbim de o cheltuială de 2 miliarde de lei în plus de la bugetul de stat pentru majorarea acestor pensii. Haideți să aflăm care este contextul în care se desfășoară această recalculare. Colega mea, Sonia Teodoriu, este alături de noi în platoul Euronews în această dimineață. Bună dimineața, Sonia! Bună dimineața, Daniel! Nu vreau să stric bucuria nimănui, e foarte bine că pensiile cresc, acești oameni au muncit și merită asta, dar înseamnă și bani în plus pe care statul îi va cheltui, bani pe care nu prea știm dacă îi are, bugetul de pensii nu arată deloc bine, este în deficit, bugetul de stat este și el într-un deficit foarte ridicat și atunci întrebarea rămâne, are statul bani să plătească aceste pensii mai mari? Dacă ne uităm, în fiecare lună, fiecare dintre salariații români, cei 7,6 milioane de salariați din România, contribuie cu 25% din salariul lor la bugetul de pensii. Acești bani, 3,75, merg la pilonul 2, restul la pilonul 1. Banii aceștia ajung în bugetul consolidat al statului. Nu există, să zicem, coșuri diferite pentru diversele cheltuieli ale statului. Practic, în acest mare coș, bugetul general consolidat, ajung atât banii din taxe, din impozite, din amenzi, dar și această contribuție. Vedem că de la an la an crește responsabilitatea statului în ceea ce privește pensiile. Dacă în 2023 statul a plătit 111 miliarde de lei pentru pensii, cu un an înainte, cu 13 miliarde mai puțin, 98 de miliarde de lei în 2022. Se cronicizează această problemă pentru că am verificat ultima dată când, practic, pensiile se susțineau din ce contribuiau salariații din România, era în urmă cu mai bine de 20 de ani. Din acel moment a tot crescut povara în ceea ce privește cheltuielile statului cu pensiile și nu pare că aceste măriri care, desigur, sunt așteptate de pensionarii din România, dar vor ajuta la această problemă a deficitului în privința pensiilor. Am văzut exemplele puțin mai devreme și am văzut că nu e pentru toți la fel. Unele pensii rămân așa cum sunt în prezent, în timp ce altele cresc în funcție de numărul de ani în câmpul muncii. De ce vrea statul să muncim mai mulți ani? Ce nevoie are? Păi să ne uităm așa. Anul trecut am avut 4,6 milioane de pensionari. Pensiile lor au fost plătite de cei 7,6 salariați din România care au contribuit la pilonul 1, cel obligatoriu de pensie. Este foarte clar că cu cât această bază de taxare este mai mare, cu cât mai mulți oameni contribuie lună de lună, au salariu și contribuie la bugetul din care se iau și acești bani pentru pensii, cu atât e mai ușor să plătești aceste pensii și să diminuezi pe termen lung din deficitul despre care vorbeam mai devreme. Atunci este în interesul statului să existe
tot mai mulți oameni care se contribuie, astfel încât să nu fie nevoit să ia bani din altă parte ca să susțină pensionarii. Noi doi, Sonia, mai avem până când ajungem la pensie, dar ne putem gândi la ea și la cât va fi pensia noastră. Și aici intervin alte probleme de transparență, de predictibilitate. Noi nu știm cât vom avea pensia. Nu știm cât vom avea. În cel mai fericit caz avem lună de lună un fluturaș de salariu, dar nu toate locurile de muncă din România dau lună de lună acest fluturaș ca să știe fiecare salariat cu cât contribuie în fiecare lună. De altfel, este și foarte dificil să știi cu cât ai contribuit de când ai intrat în câmpul muncii până în prezent. Nu există, cum e în cazul pilonului al doilea, unde pe site-ul Asociației Pensiilor din Sistemul Public Administrate Privat putem verifica, uite, spre exemplu, eu muncesc de 10 ani și pot să verific cu cât am contribuit lună de lună la pilonul al doilea. Ei bine, nu pot să fac acest lucru și în privința pilonului obligatoriu și chiar dacă aș putea, nu știu cum va fi calculată pensia mea. Nu pot să-mi fac un plan pe termen foarte lung să știu, uite, contribui cu atât și voi primi o pensie atât. Nu pot să-mi fac un plan de tipul, nu știu, anii ăștia muncesc mai mult, poate mi-aleg un serviciu cu ore mai dificile, sau, dar știu că ăsta e beneficiul meu. X sumă ajunge în contul meu la finalul perioadei când ies la pensie. Lucrurile nu sunt transparente, deși ar trebui să fie. Și oricum se vor mai schimba de multe ori până când vom ajunge noi la pensie. Îți mulțumesc foarte mult, Sonia, pentru explicații. Cu mare drag. Companiile străine au investit în România 3,2 miliarde de euro în prima jumătate de an, cu aproximativ 400 de milioane mai mult decât în perioada similară anului trecut, arată datele Băncii Naționale. Anul trecut, investițiile străine au înregistrat un regres puternic față de 2022. În total, sumele aduse de companiile din alte țări au scăzut la 6,5 miliarde de euro față de 10 miliarde de euro cu un an înainte. Tranzacțiile imobiliare dau semne de revenire în plină vară, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În jur de 57.000 de case, apartamente și terenuri au fost vândute în luna iulie în toată țara, cu peste 6.000 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, comparativ cu luna iunie a acestui an, avansul este de peste 11.000 de tranzacții. București, precum și județele Ilfov și Brașov, domină topul vânzărilor cu o treime din total. Exporturile și importurile de cereale și produse din cereale realizate de România au fost în scădere în primele 4 luni ale anului. Potrivit Institutului Național de Statistică, țara noastră a vândut peste hotare cereale în valoare de 1,2 miliarde de euro, în scădere cu aproximativ 17% față de aceeași perioadă din 2023. Iar importurile au fost de aproximativ jumătate de miliard de euro, sumă cu 21% mai mică în intervalul menționat. În aceste condiții a rezultat un excedent comercial de aproape 700 de milioane de euro. Se apropie Ziua Marinei, iar pe litoral peste 2000 de militari se pregătesc pentru parada de mâine. Ce program vor avea festivitățile și cum va arăta spectacolul de la malul mării, vă arăt imediat. 200 de ruși evacuați din regiunea Kursk au ajuns la Moscova, anunță Ministerul pentru Situații de Urgență. Ei sunt strămutați din regiunea atacată de Ucraina, situată la 500 de kilometri de capitala Rusiei. Cei mutați acum sunt însă doar o parte dintr-un număr mult mai mare. Numai la Moscova sunt acum peste 1000, majoritatea copii, iar autoritățile ruse pun la punct sute de centre de cazare temporară. Rusia lui Vladimir Putin a văzut evacuări doar la televizor până acum, cele mai multe probabil când era vorba despre dezastre naturale. Acum însă, rușii din Kursk și Belgorod, regiuni la granița cu Ucraina, simt pe pielea lor ce înseamnă să abandonezi totul și să fugi. Svetu netu, sviazi netu, vody netu, netu niciova. Как все улетели на другую планету, а ты остался один. И птицы перестали петь. Через двор пролетают и вертолеты, и самолеты, и снаряды летят. А что оставалось делать? Бросили все. Мии de evacuați din regiune au ajuns în orașul Kursk, unde urmează să stea în centre de cazare temporară și să primească ajutor umanitar. Televiziunea rusă de stat arată oameni care stau la cozi pentru a primi haine și alimente la un punct de distribuție a ajutoarelor.
работаем и на прием гуманитарной помощи, и на выдачу ее. И работаем ненормированно, в том числе вот с ребенком. Бывает, что и по 12 часов мы здесь находимся. Собираем государственное, плюс подвозят люди отдельно, детское питание, одежду. В общем, собираем все, что можем. Руси din Курск și Belgorod spun că nu le-a venit să creadă ce se întâmplă atunci când soldații Ucrainei au trecut granița. Unii s-au gândit că nu va ține mult și în câteva zile se vor întoarce acasă. Сначала 2 дня, с 6-го, 7-го жили у друзей на даче, в полевых условиях, а дети маленькие, ну, дача есть дача. Мы когда ехали на Курск, больше солдатский район проехали, там стояли, значит, ну, машины. Я смотрю, люди прям в пижамах стоят, кто в шортах. Aproximativ 400 de centre de cazare temporară au fost înființate în Rusia pentru a găzdui zecile de mii de locuitori strămutați din Kursk și Belgorod. Autoritățile locale susțin că 12 civili au fost uciși și alți 121 au fost răniți de când au început luptele în zonă. Se apropie ziua Marinei, iar pe litoral peste 2000 de militari se pregătesc pentru parada de mâine. Marinarii vor simula atacuri de pe mare, de pe uscat, dar și din aer. La festivități sunt așteptați peste 10.000 de spectatori. Mii de militari, nave de luptă și aeronave se pregătesc pentru ziua Marinei. De la bordul navelor, dar și din aer, marinarii militari vor simula exerciții de atac. Fregatele militare Mărășești, Regina Maria, Regele Ferdinand, navele purtătoare de rachete, dragoarele marine, dar și navele de luptă contra minelor marine, vor putea fi admirate de la mică distanță în timpul exercițiilor demonstrative. Iar de la bordul bricului Mircea, cadeții Academiei Navale vor saluta mulțimea din arboradă. Sunt absolut spectaculoase repetițiile și asta vor vedea toți cei care vor fi prezenți pe 15 august aici pe faleza din Constanța, în fața comandamentului Marinei, navele de război, aeronavele militare, totul este pregătit pentru ca spectacolul să fie unul de zile mari. Spectacolul va fi completat de elicoptere Puma Naval, avioane de luptă F-16 și aeronave ale aliaților care vor participa și la defilările de pe uscat. Vom avea secvențele de instruire ale marinarilor militari, secvențe care ne arată cum acționează aceștia în situații de luptă împotriva amenințărilor de suprafață, lupta împotriva viaței inamice și lupta împotriva submarinului inamic. Turiștii au urmărit repetițiile pentru spectacolul naval. Am rămas impresionat de nave, de elicoptere. Da, foarte frumos. Ați mai participat vreodată? Nu, este pentru prima dată. Veniți pe timp, da, siguranță. Aeronavele, avioane, elicoptere, totul mi-a plăcut. Foarte frumos. Ai mai văzut vreodată navele militare așa aproape? Nu, nu, este pentru prima oară. Este un sentiment fără cuvinte rămâi. Ceva frumos, ceva minunat. Spectacolul de ziua Marinei începe joi de la ora 10. La festivități sunt așteptați președintele României Klaus Iohannis și alte oficialități de rang înalt. Ne revedem la fix cu noi informații și imagini, însă pentru că vreți să fiți informați și atunci când nu sunteți în fața televizorului, vă recomand site-ul nostru, euronews.ro. Vă așteaptă cu toate știrile.